Viermi cilindrici. Resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Există peste 25.000 de specii de viermi cilindrici, din care jumătate sunt paraziți. Sunt organisme acvatice sau terestre. Unele specii duc un mod de viață liber, iar altele sunt parazite ale plantelor și animalelor. Cuticula este albicioasă și viermele poate năpârli de mai multe ori de-a lungul vieții. Sistemele circulator și respirator sunt absente. Apar orificiul bucal la polul anterior și orificiul anal la extremitatea posterioară. Reproducerea este sexuată și pot prezenta dimorfism sexual, adică masculii se diferențiază clar de femele. Limbricul este o formă parazită în intestinul omului sau a altor animale. Măsoară între 15 și 25 de centimetri lungime. Cuticula are culoare alb-gălbuie. Prezintă dimorfism sexual. Femela fiind mai dezvoltată decât masculul, iar acesta din urmă prezintă extremitatea posterioară sub formă de cârlig. Orificiul bucal este prevăzut cu 3 buze. Femelele depun în intestinul gazdei între 200.000 și 240.000 de ouă zilnic. Aceste ouă sunt eliminate odată cu materiile fecale ale gazdei în mediu și pot ajunge în apă, pe plante, fiind înghițite de om sau alte animale, odată cu apa contaminată și fructele și legumele nespălate. Odată ajunse în intestin, ouăle eclozează, apărând larvele, care vor penetra mucoasa intestinului și ajung în ficat, iar de aici migrează în plămâni. Din plămâni vor ajunge prin căile respiratorii în faringe și sunt înghițite, reajungând în intestin, unde se transformă în adulți, iar ciclul se reia. Un limbric adult poate trăi între 1 și 2 ani. Ascaridioza este denumirea bolii provocate de infestarea cu limbrici. Alți viermi cilindrici paraziți sunt Enterobius numit și oxiur, Trichinella. Vă propun să realizați individual sau pe echipe o planșă ori o expunere multimedia în care să prezentați factori de risc, simptome, măsuri profilactice și de tratament pentru ascaridioză, oxiuriază sau trichineloză. Spor la lucru!